Pepei radiază de fericire lângă Yasmin Odi. Care este diferența de vârstă dintre cântăreț și prima lui iubită după divorțul de Raluca Pascu? Pepei radiază de fericire lângă Yasmin Odi, care este și fotomodel și make-up artist. Între cei doi iubiți este o diferență de vârstă destul de mare și unii dintre fanii cântărețului sunt sceptici în privința duratei relațiilor. Prima iubită cu care s-a afișat după divorț seamănă cu fosta soție, Raluca Pascu, după cum puteți observa în colajul de mai jos și imaginile din galeria foto a articolului. Care este diferența de vârstă dintre Pepei și Yasmin Odi? În vârstă de 41 de ani, Pepei și-a refăcut viața amoroasă la 4 luni după separarea oficială de Raluca Pascu. Artistul și celebra brunetă au semnat actele de divorț pe 8 februarie 2021. Custodia celor două fetițe este comună. Conform unor surse din anturajul celor doi iubiți, între ei există o diferență de vârstă de aproape 16 ani, în prezent. Yasmin Odi are 26 de ani, iar Nicolae, Ionuț Pascu, așa cum se numește în buletin Latino Lover-ul, va împlini 42 de ani pe luna viitoare, mai exact pe 20 iulie. În primăvara lui 2017, când a filmat clipul melodiei Sentimente Intense, Pepei a fost machiat de Yasmin Odi, care acum îi este iubită. La acea vreme, el a publicat un mesaj emoționant în semn de mulțumire și respect pentru munca acesteia. Yasmin Odi, ea este îngerul nostru păzitor în ceea ce privește felul în care arătăm în fața camerei. Așa că merită din tot sufletul un mare mulțumesc, a scris cântărețul Pepei pe pagina sa de Facebook în urmă cu 4 ani. Pepei își mai dorește copii. Într-un interviu acordat înainte să își asume relația cu Yasmin Odi, Pepei a mărturisit că s-ar însura pentru a treia oară dacă va găsi femeia potrivită și, desigur, ar mai experimenta rolul de tătic. Nu o să mă vedeți azi cu una, mâine cu alta, nu sunt genul. Dacă găsesc ceva serios, mă însor din nou. Dacă aș avea o relație, care în acest moment e extrem de posibilă, mai vreau și copii, a declarat cântărețul într-o emisiune de la Antena Stars.